să arunci toată știința aia ta la gunoi. Dacă o știință nu te ajută pe tine să te ridici deasupra suferințelor tale, aia nu este o știință, este pseudoștiință. E numai orizontală. Dacă lucrurile să se întâmple oricare și să fie funcționale, e nevoie de două lucruri să se întâlnească. De Adam și Eva ca să poată produce copii, adică de psiho și de fizică. Dacă cunoști toată fizica la un loc, fizica oricăror procese, fizica nucleară, oricare vedem, subatomică, dar nu cunoști psiho, nu cunoști uh, duhul din spate, nu înțelegi sensul, toată acea știință îți este în zadar. Vei cheltui mulți ani ca să o cunoști, ca să poți vorbi despre ea, ca să-i cunoști limbajul și în cele din urmă nu te va ridica pe tine deasupra suferințelor tale. Prin urmare, acea știință poți să o arunci la gunoi. În afară de asta, numai acea știință care te ridică pe tine sau te poate ridica pe tine deasupra că tu nu vrei asta, e altceva. Sunt și mazochiști în lumea asta, suficienți de mulți. Și dacă rămâne Hristos și ar spune psiho, fizica, evenimentelor și ce are de făcut ca să scape de suferințe, a, oh, dar deja am 50 de ani, dar n-am trăit până acum așa, cum mă schimbat. schimba eu acum, e greu, domnule, e greu, La, las-o așa, cum... eu tot mai rămas. O, era vreo 10-15 ani și-o muriam, ce-o-mi face, Chiar mă chinu eu să mă transform, să mă modelez, să înțeleg ceva nou, să învăț ceva nou, las-o că e bine și așa, și continuăm să dăm vina pe el, că el e nesimțit, că el nu știe să lucreze cu noi, că el nu știe să ne asculte, că el nu știe să ne înțeleagă, că el, știe, că el nu știe, că el nu știe, că el nu știe și depindem în totalitate, pentru că asta e dependentă, depindem în totalitate de el ca de un drog. Dacă el e un drog bun, avem niște schizofrenii mai plăcute. Dacă el e un drog mai rău, halucinant, așa, avem niște schizofrenii mai neplăcute. Trăim așa ca spiriații, știi? Dar tot el e de nu? El devine vina pe tine Așa. Că de ce dracu trebuie să lege taman cu tine și cu neamul tău și cu măta și cu nu știu. Găsește l acolo pe cine să dăie vina, atunci da face același lucru în direcția lui și suferința de la asta nu se ameliorează, ci din potrivă, odată cu trecerea timpului, se amplifică. Dar uite, străbunii voi așa ceva, nu aveau oameni care sufereau în relațiile de cuplu într-un sat. Erau foarte puțini. Și cei cuplul respectiv, îl cunoștea tot satul. Și aproape că tot satul se ruga printre ei. că adică știa tot satul că la ei ceva nu în regulă. Și dacă nu puteau găsi o explicație rezonabilă, atunci spuneau că probabil o fi făcut ceva, probabil au vreun blestem și căutau resursele suferinței lor, nu în viața lor din moment actuală, ci în viața lor în, în, ceea ce i-au moștenit, de exemplu, de la mamă. Aia, păi cum să fie fata asta recită când taică s-o, nu știu ce-o făcut, când maică s-a, nu știu ce-o făcut. Și acum este sinteza dintre teză și antiteză, adică dintre tată și mamă și reprezintă sinteza. Și e evident că sinteza deține elemente și de la mamă și de la tată.